Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și author. Și acum vreau să răspund la întrebarea, care era întrebarea? De ce pleacă oamenii din viața ta? Ei bine, aici este un răspuns destul de simplu în principiu, dar destul de greu de acceptat. Sunt mai multe motive pentru care oamenii pleacă din viața ta sau tu pleci din viața oamenilor, pentru că lucrurile se întâmplă și viceversa. Ok, primul motiv este cel mai probabil pentru că oamenii se schimbă și valorile lor se schimbă, importanțele pe care le dau la viață sau visele sau pasiunile sau obiceiurile sau ceea ce contează cu adevărat în momentul de față se schimbă. Aceasta ar putea fi una dintre explicații. De altfel, dacă mă întreb pe mine și în relația de cuplu se întâmplă la fel. De cele mai multe ori, relația de cuplu, în esență, se destramă pentru că oamenii evoluează diferit și nu mai au preocupări și interese comune. Și aici nu vorbesc neapărat de interese financiare, da? Cum probabil te-ai putea aștepta. Ci vorbesc pur și simplu de interesele de evoluție umană și spirituală. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, ar mai putea fi și alte motive. Dacă oamenii pleacă din viața ta, mai putea fi următorul motiv care este mai ascuns, în sensul că este posibil, de fapt, tu când ai cunoscut acei oameni, să fi purtat o mască. Adică să te fi prefăcut, pe românește. Și ei probabil să se fi prefăcut, probabil. Însă, ce se poate întâmpla în timp, în timp ce te apropii de oamenii respectivi, să-ți dai rama pe față, cum se zice, și atunci, practic, să fii pus în situația în care oamenii respectivi să nu te mai placă așa cum ești tu acum. Adică e posibil ei să te fi plăcut la început pentru că tu le-ai arătat o anumită față a ta, însă în timp, de fapt, să-ți dai măștile jos și să ajungi la lucruri care sunt cumva mai apropiate de tine. Eu am pățit personal treaba asta pentru că înainte obișnuiam să mă prefac foarte mult. Bine, dacă îmi știi istoria, știi și motive, dar acum nu mai contează în contextul actual. Și mă trezeam în situația în care la început eram foarte drăguță, foarte amabilă, foarte lululu și la-la-la, dar până deveneai prietenul meu sau prietena mea, ca după aia să te ții, frate. Turnam cu critici, turnam cu sfaturi, turnam cu ce știam eu să torn, da? Adică lucrurile erau foarte clare. Și bineînțeles că încetul cu încet oamenii erau oarecum șocați pentru că la început arătam o față, iar pe parcurs arătam o altă față a mea. Ca să eviți situația asta, arată fața ta cea originală din prima. Și crede-mă că indiferent cum este fața ta cea originală, se va găsi cineva care să te placă exact așa cum ești. Așa ai scăpat. Măcar te-ai asigurat că nu pleacă din cauza faptului că te-ai prefăcut și ei, de practic, au descoperit o altă persoană între timp. O altă posibilă explicație pentru care pleacă oamenii din viața ta ar putea fi faptul că ești mult prea sinceră cu ghilimele. De ce spun sinceră cu ghilimele? Una este să spui părerea ta legată de niște fapte ale celorlalți și alta este să spui părerea ta ca și interpretare a ceea ce ei au și făcut. Ce vreau să spun? Oamenii confundă sinceritatea și chiar este vorba cea mângușă și în căpușă, câteodată. Sau eu spun tot ce-mi vine, că așa este normal, sunt sinceră. Nu ești sincer când îți spui tot ce-ți vine. Ești pur și simplu o persoană care abuzează. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că dacă mie îmi vine să spun acum niște jigniri la adresa ta, că ești prost, că ești tâmpit, că ești necivilizat, că ești neinteresant, că ești prefăcut, că ești nu știu cum, asta nu înseamnă sinceritate. Asta înseamnă de fapt abuz. Ce înseamnă sinceritate? Că tu cândva ai făcut o prostie și atunci poți să spun, ok, uite, acțiunea aia ta a fost cea care te-a condus și te-a adus în situația actuală de care te plângi. Asta se numește sinceritate. Nici asta nu e foarte mare sinceritate, adică nu e chiar 100%. Este 50% pentru că tu ai făcut o legătură între cauză și efect care nu neapărat așa a și fost. Înțelegi ce spun? Adică una e să spui unui om, știi, te rog frumos, nu mai țipa la mine sau nu mai ridica tonul la mine pentru că mie nu-mi place. Și asta concret, omul respectiv observă că a ridicat tonul față de cum vorbește de obicei și alta să-i spui eu acelui așa om, altfel de sinceritate e asta, dacă de fapt se numește abuz, în care să-i spui, știi ceva, ești cam nesimțit și văd că nu mă mai respecti și văd că nu mă mai iubești sau nu-ți mai pasă de mine și de aia țipi la mine. Da? A doua se numește hemoragie internă.
Prima se numește într-adevăr un feedback dat pe un comportament. Ok, bineînțeles că probabil mai sunt și alte, adică sigur, mai sunt și alte posibile cauze pentru care oamenii pleacă din viața ta și tu pleci din viața oamenilor. Dacă vrei să descoperi mai multe despre cum funcționează acest plecat și acest venit și de altfel, dacă mă întreb pe mine, este esențial în viață să știi să creezi relații și în același timp este esențial în viață să știi să rupi relațiile atunci când nu mai funcționează. Foarte important pentru a avea grijă de tine în primul rând și pentru a-ți da voie ție să crești. Pentru că de foarte multe ori oamenii se opresc conștient sau inconștient din propria lor evoluție, ceea ce e ca și cum ai pune un munte în calea unei ape, pur și simplu evoluția oricum își urmează cursul, dar unii se opresc din frica ca nu cumva să pierdă oamenii din jurul lor. Așa încât a venit vremea să evoluezi și să-ți dai seama că uneori oamenii au nevoie să plece din jurul tău și este un lucru extraordinar și tu să pleci din viața oamenilor din jurul tău, pentru că așa este firesc. Pe de altă parte, eu personal nu mai am niciun prieten pe care l-aveam acum 5 ani. Sau acum 10 ani. Nu mai am. Am prieteni noi. Am oameni noi. De ce? Pentru că eu acum 5 ani sau acum 10 ani eram altfel de om. Eram altfel de persoană și automat atrăgeam în jurul meu persoane care erau ca mine la acel moment. Între timp eu m-am schimbat, am lucrat cu mine, am pus sosul la treabă, nu mai bârfesc, nu mai cancanagesc, nu mai dau sfaturi, nu mă mai vait, da? Nu mă mai plâng și atunci automat că ne mai avem subiect de discuție cu oamenii, nu mai sunt în viața mea. Înțelegi ideea? În schimb acum am alți oameni, am făcut loc altor oameni. Care sunt, cum sunt și eu acum, ceea ce este extraordinar. Bun, așadar, dacă vrei să afli mai multe pe direcția aceasta, te aștept la cursul de formare în coaching din 22 acum. Ok, din 22 februarie, dar deja se termină, sau din 24 mai în București, anul acesta 2017, sau 24 aprilie online, din fața calculatorului tău, direct de pe telefon, că am o platformă genială. Cursul online este curs făcut în direct, da? În direct cu mine și cu colegii de grupă, în care se pun întrebări, se dau răspunsuri, se fac exerciții, se fac mini-sesiuni de coaching. Adică nu-ți imagina că stai într-un colțișor ascuns, că la cursurile mele nu funcționează așa, chiar dacă sunt online. Și, de asemenea, te aștept la cursul de reprogramare mentală de aici, de la Bibilica asta, din 8 mai. Din 8 mai sunt 9 zile prin tehnici de NLP. Sau, de asemenea, te aștept la turneul pe care îl fac acum în martie 2017 în Europa, la seminarul de 4 ore din Viena, Stuttgart, Bruxelles, Paris, Zurich și Tenerife. Da, că nu mai știam care. Ok, pentru cursul de coaching și cel de NLP poți să intri pe academiadecoaching.ro sau poți suna pe asistenta mea 0752-163-163, iar pentru turneul din diasporă, intră pe site-ul credsimtacționezi.ro și acolo găsești telefoane de contact ale fiecărui manager din fiecare locație în parte. Te aștept cu mare drag, e de pus osul la treabă, să știi, nu-i de stat așa și de doar de uitat la video fără să pui osul la treabă, pentru că e foarte important să faci schimbări în viața ta. În coaching este foarte clar. Faci schimbări în viața ta, nu doar stai în canapea, ca să fie lucrurile și mai clare. Ok! Te rog, distribui acest video, că sigur îi folosește cuiva și te îmbrățișește, iubesc cu inima și te aștept la următoare. Te pup! Pa!